O veste neagră de care ne temeam toți după inundațiile catastrofale din Valencia a venit în această dimineață. Ministerul de Externe a confirmat moartea unui român. De altă parte, presa spaniolă scrie că alți trei conaționali, mamă, tată și fică, ar fi murit în ecaz după ce viitoria i-a surprins într-o parcare subterană. În acest moment, bilanțul oficial este de 159 de decese, dar alți 250 de oameni sunt dați dispăruți. Românii care trăiesc în regiune au făcut mărturii cutremurătoare pentru echipa Observator trimisă acolo. Spun că au văzut vecini sau prieteni luați de ape și nu au putut să facă nimic ca să-i salveze. Vă avertizăm, urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. Gabi și Dana erau stabiliți în Spania de mai bine de 20 de ani. Cuplul ar fi coborât în garaj cu fica lor și mai mulți vecini să salveze mașinile. Toți ar fi fost prinși de viitură. Nici de soarta, cel puțin 15 români nu se mai știe nimic. Por favor, llama al 112, que de esta no salimos. Sunt ultimele cuvinte pe care le-a auzit Petruța de la părinți. Axina, Sandu și Florin Costel Bedna, ambii de 57 de ani, erau în parcul natural Albufera la 10 km de Valencia, când apa i-a înconjurat. Habían salido desde su casa, los habían pillado el agua 2 metros. Hacía un viento tan fuerte, no sabemos cómo han salido y han alcanzado a subir en la furgoneta. Se hizo andar casi 7 kilómetros andando con una agua torrencial y ahí encontraron el helicóptero rescatando la furgoneta y no encontraron a nadie en la furgoneta. 12 ore ar fi trecut până când echipele de salvare ar fi ajuns în zonă, spune fica. Las emergencias que yo he llamado toda la noche acudieron en los pueblos. Se han centrado más en el centro de Alfafar, de Sedaví, por ahí. Y yo les he comentado la dirección de mis padres y llegaron casi a las 10:30, 11 de la mañana. Paiporta este cel mai afectat oraș din regiune. Aici cel puțin 62 de oameni și-au pierdut viața. Paiporta, o suburbie cochetă a Valenciei, a fost transformată peste noapte într-o zonă desprinsă, parcă din Asia îndepărtată. Oameni plini de noroi umblă pe străzi în căutarea ajutoarelor trimise de voluntari din oraș. Toate subsolurile de bloc sunt pline de mâl, străzile la fel sunt blocate de mașini care au fost luate pe sus de viitură. Totul este distrus aici. Localnicii au surprins scene incredibile cu oameni luați pe sus de valurile de noroi care au ajuns la 1,5 metri. Unii au fost salvați în ultima clipă. Acest bărbat a supraviețuit după ce s-a prins de frânghiile aruncate de la balcon. O femeie a reușit cu ultimele puteri să se agațe de un cordon făcut din cerceafuri. Ce puteți vedea aici, de unde se văd militarii? Până undeva un pic mai în față, asta e coada pentru ca lumea să poată lua apă potabilă. Nu vă puteți nici imagina ce este aici. Primarul unui alt oraș afectat, Alfafar, acuză guvernul a uitat de oameni și spune că unii localnici trăiesc cu cadavrele în casă. Nu știu unde buscar agua. Nu știu unde vamos ir a comprar comida porque está todo. No podemos salir para el otro lado de Valencia. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos ayuda. Esto cada vez es peor. Peor. Y necesitamos ayuda. Furtuna devenită a secolului s-a abătut cu puterea unui uragan peste comunitatea valenciană. S-au înregistrat precipitații record de peste 630 de litri pe metru pătrat. A plouat în 8 ore cât pentru un an. Mașina fiului meu este la 2 metri sub apă, în garaj. A mea personală mi-a luat-o apa din fața blocului. Am fost toată noaptea fără curent electric. Suntem plini de noroi. Supărați, necăjiți, am pierdut multe. În mijlocul dezastrului au fost și momente în care viața a triumfat. Un bebeluș a fost salvat dintr-o casă izolată cu ajutorul elicopterului. Și acești copii din Paiporta au supraviețuit datorită curajului pe care îl are acest bărbat. A spart geamurile blocului și i-a dus în siguranță pe cei mici. Într-o altă înregistrare, un român s-a filmat în timp ce împinge cu tirul său un șofer care risca să fie acoperit de ape în mașină. Locuitorii din zonele afectate arată cu degetul spre oficialii spanioli. Primul avertisment prin sistemul de alertă ar fi venit la aproape 2 ore de când casele le erau deja inundate și la mai bine de 12 ore după ce meteorologii emiseseră cod roșu de inundații. Deși se știa încă de marți dimineață de dezastrul ce urma să lovească, abia spre seară a fost înființat organismul regional însărcinat cu coordonarea serviciilor de urgență. Fenomenul meteo extrem care a lovit regiunea Valenciei este numit de spaniol Dana, un acronim pentru depresiune izolată la altitudine. Concret, un front de aer rece se stabilizează la peste 9000 de metri altitudine și creează o zonă de presiune atmosferică
atmosferică scăzută. Când aerul polar întâlnește o masă de aer cald, se formează furtuni violente. Pericolul încă n-a trecut, avertizează guvernul. Serviciul meteo spaniol a emis încă o alertă de cod roșu. Furtuna se îndreaptă spre Catalonia. Peste 60 de drumuri sunt încă blocate, iar autoritățile anunță că circulația feroviară nu se rea minimum 2 săptămâni. La Dana continua y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa. Ahora mismo lo más importante es salvaguardar el número de vidas posible. Ultima mare inundație în regiunea Valencia s-a produs în 1957, tot în luna octombrie. 100 de oameni au murit atunci. A fost momentul în care guvernul autonom valencian a luat hotărârea să mute cursul râului Turia la sud de oraș, un proiect turiaș. Pe locul vechi Albi a apărut un parc imens și toate clădirile exponențiale ale orașului sunt acum acolo. În timp, bineînțeles, suburbiile s-au dezvoltat foarte mult și, practic, în 2024, noul curs trece tocmai prin cartiere, din nou. Acum, în zonele distruse de inundații, accesul este foarte greoi, iar comunicațiile sunt aproape inexistente. Sute de voluntari caută cu disperare persoane date dispărute și supraviețuitori. Acolo sunt și colegii noștri Cristi Popovici și Marius Augustin, chiar într-o zonă unde au fost găsite mai multe persoane decedate. Cristi, ce se întâmplă acum? Reușim să vă vedem foarte greu, dar sper să vă auzim mai bine. Bună ziua, bun găsit tuturor! Comunicațiile în continuare, peste 200 de mii de oameni sunt afectați de această situație. Noi suntem acum în provincia din Valencia de Sud, La Torre se numește această suburbie, una dintre cele mai grav lovite de viitura din urmă cu două nopți, iar acesta din spatele meu este garajul în care și-ar fi găsit sfârșitul 7 oameni, printre care și o familie de 3 români. Spun vecinii că cei 7 au coborât și ia mașinile, pentru că este o parcare cu două nivele subterane. Au coborât să-și ia mașinile în momentul în care a început să urce apa, de la câțiva centimetri, apoi în 10-20 de minute, până la un metru și apoi peste 2 metri se văd și urmele pe acele clădiri. Însă a fost o capcană a morții pentru acești oameni. Nu au mai putut ieși de acolo. Momentan nu sunt confirmate de Ministerul Afacerilor Externe aceste 3 decese, însă e nevoie de timp pentru ca toate cadavrele să fie identificate și mai spuneam că este și problemă cu telecomunicațiile. Nu se poate ajunge la cei care sunt dispăruți. 15 români ar fi dispăruți în continuare, după ce inițial se vorbea de 22 de persoane. Între timp s-a ajuns la câteva dintre ele. Acum mai sunt cele 15 care trebuie identificate, iar asta va mai dura câteva zile. Momentan, situația este în continuare dezastroasă. Sunt sute de mii de oameni sinistrați cu apă în locuințe, cu mâl, nămol care a fost adus de viitură, de râul din apropiere care a ieșit din matcă și a purtat după el aluviuni care efectiv au înfundat străzile și le-au transformat în adevărate canale. Apa a ajuns, spuneam, până la aproximativ 2 metri. Vedeți ce este în spatele meu? Mașini care au fost luate pe sus, asemenea unor obiecte extrem, extrem Cristi, de ușoare, s-au lovit unele de altele, foarte mulți oameni captivi. Cristi, am văzut imaginile filmate de oameni. Este absolut incredibil, greu de crezut efectiv ce s-a întâmplat în Spania. Aș vrea să știu ce spun autoritățile spaniole. Cred că toată lumea are foarte multe întrebări către ele. De ce nu s-a putut anunța măcar o parte din dimensiunea acestui dezastru? De ce nu s-au făcut evacuări? Au un număr mai clar, mai aproape de adevăr în legătură cu victimele, persoanele decedate, dispărute sau cele care au nevoie de ajutor? Ce spun autoritățile spaniole în fața acestui dezastru? În Spania este criticată de absolut toată lumea, mai ales că alerta aceea pe care o primim și noi în momentul în care sunt dezastre naturale a fost dată cu întârziere de aproape 2 deja, când apa era la nivelul brâului și acoperea deja mașinile. Oamenii au primit alertele mult prea târziu, pentru că ei știau deja ce se întâmplă. Vreau să vă spun un lucru care m-a impresionat în cele câteva ore de când suntem astăzi aici, anume numărul extrem, extrem de mare de voluntari care a venit din Valencia, oameni care de dimineață, cu miile, spuneam, și-au luat lopeți, mături, găleți, pentru a-i ajuta pe cei sinistrați. Vedeți în spatele meu parte din acești voluntari tineri. Sunt și 3 zile de doliu național aici în Spania. Lumea este liberă, însă cei care sunt în Valencia, în oraș,
nu stau acasă să vadă știrile la televizor sau pe internet, ci pur și simplu s-au mobilizat și cred că ați văzut imaginile impresionante pe care le-am transmis în urmă cu o oră. Cei care veneau pe acel pod pentru a ajunge aici în Latore, îi vedeți acum ajutându-i pe oamenii care au într-adevăr nevoie și este un lucru din care și noi românii trebuie să învățăm, pentru că la Galați în urmă cu o lună, când am avut și noi o situație asemănătoare, la o scală ceva mai mică, nu am văzut oameni care să vină din Galați a doua zi, a treia zi, pe jos, pentru că circulația este oprită pentru a-i ajuta pe cei din Slobozia Conax, spre exemplu. Atunci au intervenit doar pompierii. Este un lucru la care trebuie să ne uităm, un lucru de la care trebuie să învățăm, pentru că în momente de dezastru, umanitatea ne poate salva. Iar exemplul dat de spanioli este unul pentru toată lumea. Foarte bine punctat. Cristi Popovici, vă mulțumim pentru această transmisiune și aveți grijă de voi acum.